După viscole puternice, ninsori și temperaturi scăzute, în zonele montane înalte din județul Hunedoara există acum riscul de avalanșă. Stratul de zăpadă este instabil, iar salvamontiștii avertizează că omătul o poate lua la vale în orice moment. Turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze în zonele de creastă ori pe văi. La peste 1800 de metri altitudine a nins viscolit, iar vântul a bătut la rafală și cu 120 de km pe oră în ultimele zile. Iar acum există riscul de producere a avalanșelor. A fost așa o fluctuație de temperaturi și de tot felul de precipitații. Există la ora asta un risc de avalanșă, nu foarte mare, însă există. A fost o zăpadă depusă într-un termen destul de scurt peste stratul înghețat, nu a avut coeziune, după care au crescut temperaturile, au venit și ploile. Cert e că în această perioadă temperaturile sunt destul de ridicate, ceea ce favorizează plecarea zonelor încărcate cu zăpadă, mai ales dacă sunt, să spunem așa, între ghilimele, deranjate de turiști. Dacă în zonele respective se taie fețele încărcate, dacă vor să schieze extrem la schiul de ture, deși zăpada nu e destul de mare în anumite porțiuni din cauza viscului care a încărcat doar fețele umbrite și zonele neexpuse la vânt, să spun așa. Turiștii dornici de plimbări pe creste sunt sfătuiți să nu se aventureze în următoarele zile pe munte, iar salvamontiștii sunt pregătiți să intervină în orice moment. Avem echipe în zona, în zonele masivelor Parâng Retezat, zona Valea Jiului, însă recomandarea mea este ca turiștii să folosească echipament specific de iarnă în această perioadă și echipament specific pentru diferite tipuri de drumeții. Dacă se vrea o ascensiune în zona înaltă de creastă, atunci cu siguranță va trebui să aibă la ei colțar, piolet, coardă, pentru asigurare între echipieri, cască neapărat, echipament de protecție la frig, da, la temperaturi scăzute, la vânt, la ploi, că vremea este extrem de schimbătoare.